Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre pozițiile relative a două cercuri. Facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui, Sara. Cei doi copii au de făcut la geometrie o fișă de portofoliu cu tema pozițiile relative a două cercuri. Haideți să-i ajutăm! Să vedem ce înseamnă cercuri exterioare. Spunem că două cercuri sunt cercuri exterioare dacă nu au puncte comune și interioarele lor sunt mulțimi disjuncte. Deci două cercuri sunt exterioare dacă distanța dintre centrele lor este mai mare decât suma razelor. Deci dacă avem cercul de centru O și rază R mic, și cercul de centru Q și rază R mare, cele două cercuri sunt exterioare dacă distanța OQ este mai mare decât raza mare plus raza mică. Spunem că două cercuri sunt tangente exterior dacă au un singur punct comun și au interioarele disjuncte. Deci două cercuri sunt tangente exterior dacă distanța dintre centrele lor este egală cu suma razelor. Deci avem cercul de centru O și rază R mic, cercul de centru Q și rază R mare. Intersecția celor două cercuri se face în punctul A, iar distanța OQ este egală cu R mare plus R mic. Ce înseamnă două cercuri secante? Spunem că două cercuri sunt secante dacă au două puncte comune. Două cercuri sunt secante dacă distanța dintre centrele lor este mai mare decât modulul diferenței razelor și mai mică decât suma razelor. Deci dacă avem cercul de centru O și rază R mic și cercul de centru Q și rază R mare, cele două cercuri sunt secante dacă intersecția lor se face în două puncte, în cazul desenului nostru, notate punctele D și E. Iar distanța OQ este cuprinsă între raza mare minus raza mică și raza mare plus raza mică. Cercuri tangente interior. Două cercuri, spunem că sunt cercuri tangente interior, dacă au un singur punct comun, iar interioarele lor nu sunt mulțimi disjuncte. Două cercuri sunt tangente interior dacă distanța dintre centrele lor este egală cu modulul diferenței razelor. Deci avem cercul de centru O și rază R mic și cercul de centru Q și rază R mare. Intersecția celor două cercuri se face în punctul A, punctul de tangență, iar distanța OQ este R mare minus R mic. Două cercuri spunem că sunt cercuri interioare dacă nu au puncte comune și interioarele lor nu sunt mulțimi disjuncte. Două cercuri sunt cercuri interioare dacă distanța dintre centrele lor este mai mică decât modulul diferenței razelor. Deci dacă avem cercul de centru O și rază R mic și cercul de centru Q și rază R mare, intersecția lor este mulțimea vidă și distanța dintre centre
este mai mică decât R mare minus R mic, punctele O și Q fiind puncte distincte. Deci atunci cercurile sunt cercuri interioare. Spunem că două cercuri sunt concentrice dacă au același centru. Deci avem două cercuri cu același centru, punctul O, un cerc de rază R mic, celălalt cel de rază R mare. Intersecția dintre cele două cercuri este mulțimea vidă. Vă propunem să rezolvați următoarea problemă, iar cei doi copilași vă mulțumesc pentru ajutor. Eu vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!